Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu. După cum puteți vedea, avem noutăți. Ia stai așa, scumpicică. Ia uitați, micuța mea are ouă, are pui, pardon. Aici are două ouă. Băiatul meu și are două ouă bune. Aici acest băiat are și el doi pui. Ia uitați, doi puișori. După cum puteți vedea, le-am făcut curățenie. Așa, și aici frumos. Doar ce am terminat și curățenie la aceștia, la linia nouă, la indieni făcuse mai devreme. Și dacă vedeți ceva diferit, lipsă. Am scos grătarele, sunt afară la înmuiat. Aștept să mai e cum trebuie găinațul și pe aia o să le curăț cum trebuie. Cele de aici sunt gata, sunt la uscat, iar urmează acestea. Bun, haideți să vă prezint noutățile. Ați văzut în partea cealaltă două perechi de pui la indieni. A treia pereche de indieni au avut ouă limpezi exact cum am crezut. Și aici avem un puișor. Acesta, din păcate, a murit în ou. Ia uitați-l. Au un puișor aceștia. Am să vedem ce culoare va da. Ăștia, un ou limpede, ăla altul care l-au avut spart. Ghinion, adică gen a murit puiul nou. Pac. Asta este. Noutate foarte bună. Aceștia au ouă. Deci mă bucură foarte tare acest lucru. O să le mai pun paie ca să fie cuibul cât de cât bine. De dar au ouă, super. Azi l-a făcut pe al doilea. Bun, almondul meu încă nu s-a împerecheat cu asta. El tot o cheamă pe cea galbenă, aia galbenă tot să o faie pe aici pe afară și nu vrea să se ia cu asta. Ia. O cută. Ia uitați cum vreau să-i fac acum. Să vedem. Bun. Trecăm peste. Ăștia nu și-au luat cuib și au luat pe jos aiurea. Acum n-au. O să depună iar, dar mai durează. Ia uitați. Nu știu ce să le fac ca să ouă cum trebuie să scot pui din ei. Ăștia bătrânii au un pui aici. Ia uitați-l. Până la urmă a ieșit cum am crezut de fapt, că e linie veche. Și da, așa este. E frumos. Pui. Așa. Aici avem doi puișori de la tăpălăguș. Ia uitați-l, ăsta are o aripă albastră, una albă. Foarte frumoși. Cresc foarte bine. Cred că vor fi mascuri amândoi. Și aici v-am arătat. Ăsta cu femela lui au avut ouă limpezi, din păcate. Și le-am aruncat acum ouăle. I-am lăsat deja. Dacă mai stătea o săptămână, dacă erau bune, trebuia să scoată. Aia s-au dus peste ăștia la zi să-i dea afară, nu-i lasă să facă nimica. Asta e. Aștept pui de la ăsta să văd ce va da. Deci chiar aștept să văd, poate dă ca el. Galbenii s-au împerecheat. Oarecum, chiar dacă femela mai trage la vechiul mascul, până la urmă o să rămână cu ăsta. Bobița al meu e încă singurel. N-am ce să-i fac, asta e. Ia uitați pui ce mari s-au făcut, cât de bine au crescut.
Jucătorii de Amara Puiuții unde sunt? Doar? Cred că sunt jos afară. Oricum. Aici. Ăsta are ouă. Mai mult ca sigur sunt bune. Nu le-am verificat, dar nu dă ouă limpezi, că n-are cum. Și o să așteptăm pui. Cred că într-o săptămână, două maxim, deja au pui. Din ce avem acum cu ouă, primii care trebuie să depună ouă, să scoată, pardon, primii care trebuie să scoată sunt ăștia. Ia uitați-l, să lăsați să-i hrănească și deja sunt full. Cât de bine ele pui de anul trecut, dar cât de mămos e, cât de bine îi hrănește. Jucătorii de Amara vor trebui să scoată primii din start. Asta sigur. Apoi ăsta. După aia ăsta trebuie să scoate. Aștept ouă de la căpăcitul ăsta cu femela lui. Aștept săptămâna viitoare, cred că vor ouă iar. Și sper ca de data asta să fie bune. Și grieia iar să se pună pe o treabă. Să fie bine, să nu fie rău, vorba aia. Al mondul tata. Oh, cu tata. Un mascul dorit de mine de foarte, foarte mult timp și greu l-am adus. Dar sunt foarte fericit că l-am. Acum mă chinui cu el ca să-l împerechez. Da, la anul, să sperăm că va fi bine și la anul o să-l am în continuare. La anul nu mai rămâne așa. Îi aduc vreo 2-3 femele lui special și facem treabă cu el. Dacă anul ăsta nu o să facem, dacă facem și anul ăsta, Doamne ajută. Dar și la anul va fi bine. Femela asta albă are și apuișorul acela cu albastru. V-am spus. Aici e așa. Ia uitați-o. Femeia e foarte bună. Scurtă. Cu coada deschisă, pană lângă pană. Oh, cu tata. Deci e o femeie foarte reușită. Dar din păcate am avut un singur pui anul trecut din ea și acela nu mi-a trăit. Însă mie îmi place ca femelă, de aceea am păstrat-o. Și sunt sigur că dacă se împerechează într-un sfârșit cu almondul, vor scoate pui buni. Pui foarte buni. Bun, deci ca noutăți v-am arătat, avem puișorii la indieni. Cum ai reușit să intre aici? Așa. La indieni 4 pui. Aici un pui. La linia veche se știa că am un pui. Și la tăpălăgoși 8 puișori noi. Oarecum. Așa. Ce așteptăm acum în continuare să scoată și ceilalți. Mâine este Paștele. Vă doresc tuturor un Paște fericit. Numai bucurii. Să fiți alături de familie. Să vă distrați. Iar tot ce vă doriți, ce vă propune, să vi se îndeplinească. Bun. Legat de postat. Și așa n-am mai postat de mult. Postez când pot. Când vin de la muncă, de obicei. Când ajung acasă, la țară. Timpul nu îmi permite mereu. Și de aceea nu postez zilnic sau la câteva zile. Postez când ajung acasă. Timpul meu e destul de dificil. Dar na, nu e problemă. Ia. Încerc să-l dau cu castania acolo, dar nu prea vor.
ce am oprit acum sunt bunicei. Săracul. Ce repede obosește acum, dacă nu prea fac mișcare, este și normal. Ia să-i las eu puțin și las soare să iasă. Că și așa n-au mai ieșit de mult. Ăla imediat se va duce la... la galbena lui. Ăștia se bagă toți în găleatușa asta de gunoi, ceea ce nu prea îmi convine. Ia uitați, uitați și puiuții de jucător de amară, un pui. Uitați ce se bucură, dar ce sunt și ei afară. Bun, cam atât pentru astăzi. O să revin cu un nou video săptămâna viitoare. Cu noutăți, să sperăm că vom mai avea și pui noi până atunci și cum vă voi prezenta și cum vor evolua puii care i-am în acest moment. Cam atât pentru astăzi, v-am salutat, pa, pa!